Stimați de ariști, bună seara, începem conferința de presă cu participarea antrenorului principal echipei din Broadă 19, Valeriu Andronic. Îl rugăm pe antrenorul să înceapă cu un cuvânt, după aia va urma întrebările. Vorbim. Mai întâi de toate, aș vrea să felicit echipa aia cu victorie. Eu, după părerea mea, cred că este o victorie meritată. Și băieții s-au dat totalmente acestui joc. Pentru asta le mulțumesc foarte mult. A fost un meci foarte greu. Am marcat repede, prima repriză. După aia am avut niște oportunități de a marca. Și bine că am marcat în repriza secundă, al doilea și al treilea gol. Din păcate, ne-am relaxat și am luat gol din greșelile noastre. Ne așteaptă un retur foarte greu. Cred că șansele sunt 50-50. Возможно поздравить команду, выдержала тактический рисунок до конца матча. Если бы не желание судьи обострить интригу, было бы совсем хорошо. Вы не считаете, что с пенальти вопрос есть определенный? Ну, нам ничего объектив ситуации. Я арбитраж. Арбитраж достал любине. Многие тренеры и футболисты посвящают победы кому-то из близких. У вас у жены недавно был день рождения. Вы не хотите посвятить эту победу ее дню рождения? Я посвящаю эту победу всем ребятам, потому что это их заслуга. Ее умеритат, ее обтянут. Дар Vă spun că ne așteaptă un retur foarte greu. Să avem un meci, după cum ați văzut și astăzi, a fost o luptă. Și păcat că am luat gol spre final. На 50 на 50 сместилась в какую-то сторону шансы? Как бы вы расценили после сегодняшнего результата? Я так и сказал, что 50 на 50. Остается? Да. Спасибо за трябва хорошо. Трябва да сме концентрати, мобилизати. Să dăm dovadă de caracter, de atitudine și cred că dacă băieții o să joace la fel ca astăzi, atunci și cred că poate mai mult decât astăzi trebuie să joace, atunci cred că o să obținem rezultatul pozitiv.